Când a început carantina și s-a decretat stare de urgență, ne s-a părut că e o perioadă cumva temporară, așa o vedeam cel puțin atunci când începuse în martie, dar după asta am văzut că tot se prelungește, adică nu există o perspectivă clară că această pandemie se va termina și unica soluție pe care am găsit-o atunci ca o alternativă statului în casă, închiș, a fost să ne pornim prin Moldova, să vedem Moldova. Noi am avut 2 luni de călătorie intense, în fiecare sfârșit de săptămână ieșeam undeva. Da, uneori și sâmbătă și duminică. Eu acolo am aranjat lucrurile mele și aici chiar pe alie. Da, frumos. Chestia asta probabil că o aveam și, am și puțin din familie. Deci eu când eram cu părinții mei și cu fratele meu, ne duceam uneori la, noi îi spuneam în turism, deci în turism, și fiecare își lua un mic bagaj, mai mic sau mai mare. Și, de exemplu, ne duceam cu trenul, noi nu aveam mașină, dar ne duceam cu trenul până la Cornești și de acolo coboram de la Cornești și mergeam pe jos până la un sat din raionul Fălești. Ceea ce erau nu știu, vreo 30, poate chiar mai mult, 40 de kilometri. Și anecdota pe care de fiecare dată ne-o povestea taică-miu era că la început eu mă porneam cu o traistă, cu o minge, cu termosul și încă mai aveam ceva. Și după asta eu lăsam una câte una. Și până la urmă mă urcam în spinare la taică-miu și mergeam și adormeam la el acolo în spinare. Se întâmplă cumva un fel de revenire la experiența aceea mea din copilărie. Asta este un simbol a casei. Potcoava ține fericirea, bunătatea la casă. Punga cu bani lângă potcoavă este. Mătura, tot rău mătură lângă casă, să nu fie. Mergem mai departe. De fiecare dată când mergem într-un sat, încercăm să luăm legătura sau să intrăm pe la vreun meșter popular, pentru că mi se pare că să combini factorul ăsta uman cu coloritul local te îmbogățește foarte mult. Am avut până acum mai multe experiențe de genul ăsta. Am fost la olari, la meșteriții care croșetau, confecționau păpuși, la apicultori am fost și copiii de fiecare dată au ieșit foarte impresionați, așa, cumva, este ceea ce își aduc aminte după călătorile astea și povestesc foarte mult timp acasă. Uneori ai sentimentul că e suficient să mergi undeva, să vezi un deal, să vezi o mănăstire, să vezi o biserică, să vezi o pădure și să te întorci acasă. Dar ceea ce este foarte valoros în aceste explorări este omul, este persoana și noi de fiecare dată încercăm să găsim un ghid local care să ne conducă în diverse locuri, să ne arate o poveste despre un deal, o legendă despre un lac sau despre un cimitir al cailor despre care am auzit că există în localitatea respectivă și care sună interesant. Ți-ai muiat mâinile, da? Degetele trebuie în parc să-l ții acolo, da? Da. Foarte bine îți primit. Uite așa, două degete punem așa de înăuntru și două din afară. Așa, și le sprijinim și le ridicăm în sus. Eu, de exemplu, am descoperit că sunt foarte frumoase satele pe malul apei, Nistru și Răutul, tot ce am văzut, toate localitățile de pe malul apei mi s-au părut absolut fantastice, cu imașurile foarte întinse, cumva temporal și, într-adevăr, senzația aceea că veșnicia s-a născut ca sat, cu hergelii, sau nu neapărat hergelii, dar cu cai păscând în liniște, pe lângă care poți treci, cu vaci, cu capre. Așa, o imagine din astea foarte idilice pe care câteodată îți dai seama că au rămas în cărți și în vremuri de mult uitate. Da, și sentimentul ăsta unor locuri încă neatinse, încă neexplorate, da. Încă, nu știu, pe care n-a călcat picior de om. Sentimentul ăsta uneori la e. Deși țara noastră este una mică și cumva foarte dens populată, deci nu e Siberia în care poți să mergi sute de kilometri fără să întâlnești o țipenie de oameni, dar totuși avem foarte multe lucruri care te
te invită la, la explorare, adică să stai să lași undeva, să uiți undeva mașina într-o parcare și să mergi pe jos, să mergi. Am vizitat foarte multe conace totuși în primăvara asta. Mm-hmm. Dacă stau așa să mă gândesc, au fost vreo 10 conace. Unele ar putea să fie potențial turistic, într-adevăr, dacă s-ar investi în ele. Altele deja sunt intrate în circuitul ăsta și la balanța Ministerului Culturii și sunt foarte bine. Mi-a plăcut pentru mine partea asta cu conacele, era cumva o lume veche, de mult apusă, pe care cumva când ajungi acolo, încep parcă să iei contact cu trecutul ăsta, care îți pare foarte impalpabil, dar când ajungi la un conac, totul devine cumva mai real. Ne-am pus mașina pe burtă de mai multe ori, căutând anumite trasee prin Moldova. Da, asta este o mare problemă, lipsa infrastructurii, gunoiștele neautorizate și incultura moldovanului de a lăsa după sine în pădure locul prăjolit, chiar dacă ai unde să faci picnic sau un foc. O problemă ar mai fi lipsa elementară a indicatoarelor. Au fost situații când ne-am învârtit în cerc și să căutăm o anumită locație ca să ne dăm seama că eram deja acolo. Se poate să aveam și drumuri bune și e destul de plăcut lucrul ăsta. Mă, dacă ar fi peste tot la fel, ar fi și mai bine. Ca să facem drumul mai agreabil și mai plăcut, neapărat avem povești audio. Avem niște jocuri de mașină, fetele de obicei le improvizează acolo în spate. Okay. Uneori se mai lasă cu ceartă, cu bătăi acolo în spate. Chiera, lasă asta pentru supă. Da? Iar asta pentru mămăligă. Eu mai întâi o să mănânc supă înainte. Mm-hmm. Bine. Turismul local îmi pare între două extreme. La un pol avem pensiunile foarte scumpe cu prețuri exagerate. La celălalt pol avem locuri foarte frumoase, dar omul, țăranul, nu știe să valorifice ceea ce are și să pună un preț pe ceea ce are. Îi se pare că nu este de interes pentru ceilalți. Și între acestea două mi se pare că lipsește un bun echilibru. În momentul ăsta al pandemiei există un fel de presiune, așa un fel de cerere care s-a concentrat asupra turismului local. Adică noi, acum, toți oamenii vor să călătorească, dar nu pot să meargă în Bulgaria, în România, în Turcia, în Grecia. Și atunci lumea, toată sumedenia asta de oameni care vor cumva să se relaxeze și să vadă locuri noi, o să pună cumva presiune pe omul care i-ar putea și ar fi dispus să facă turism local ca să dezvolte ramura. Și noi cumva ca familie, vreau să spun că nu suntem genul de familie care să caute anumite condiții, în mod special, să plece. Am găsit un râu, am vrut să ne răcorim, ne-am scăldat în râu, în lac, cumva am mers mai departe. Cumva educația asta spontană, în contact cu natura, așa încercăm să educăm și copiii noștri, pentru că așa suntem și noi și ăsta e stilul nostru de viață, cumva. Tocmai că nu călătoream foarte mult decât atunci când eu aveam bursă din asta de cercetare cu care plecam prin țări străine și acolo deja ajungând în țările astea călătoream în interiorul acolo zonei în care ne aflam. Dar plecam și noi ca toți oamenii, cum se spun, din pătura de mijloc de jos, la mare, prin România, în Ucraina, ne mai duceam. Am fost și în Bulgaria odată și chiar anul ăsta ne planificam să mergem în Bulgaria, într-un sat de la frontiera cu Turcia, dar ne-am împiedicat năpasta asta de pandemie. Da, îi dai așa mânuța, el timiroasă și vede dacă tu ești prietenos cu dânsul. Deci noi avem în general stereotipul ăsta cumva pozitiv față de moldoveni că ar fi cu toții primitori și totuși am avut surpriza în experiența asta pe care am avut-o de a călători prin Moldova să descoperim oameni care în general au fost primitori cu noi. Pentru că eram sigur că asta e un stereotip fără fundament, dar este adevărat. Noi peste tot am întâlnit mai oameni care au fost dispuși să ne ajute, au fost dispuși să ne, nu știu, să ne arate diverse lucruri la modul gratuit, dezinteresat. Ce am mai descoperit este că, în general, oamenii din satele din Moldova nu sunt foarte sensibili la locurile frumoase pe care le au ei. Ideea că noi ne duceam într-un sat și întrebam, unde este dealul șerpilor? Unde este așa ceva la noi în sat? Păi da, desigur că aveți, uitați-vă aici. Și unde este dealul cu tare? Și bun, unii mai
mai informați, ne știau toate detaliile astea. Bun, asta este valabil pentru toți moldovenii, că noi aveam convingerea că în general Moldova nu prea are ce vedea. Și lucrul ăsta este parțial adevărat din motivul lipsa este de infrastructură, dar eu cred că există multe lucruri pe care noi am putea să le valorificăm cu o minimă infrastructură, de genul drumuri, niște indicații corecte și suficiente și câteva locuri în care oamenii ar putea să se retragă. Copiii, nu vă duceți prea departe? Da, până aici! Am avut diferite experiențe, dar ceea ce pot să spun că noi niciodată nu am explorat Moldova și nu am călătorit atâta prin Moldova cât am făcut-o în aceste câteva luni de pandemie. Chiar ne-au împins cumva să acoperim un gol pe care îl aveam noi sub acest aspect și să ne simțim cumva mai mulțumiți, pentru că tot timpul am trăit cumva cu frustrare că puteam să numărăm pe degete câteva locuri pe care le cunoșteam noi prin Moldova, dar acum am explorat la modul cel mai direct, pentru că am ales itinerare și cunoscute și mai puțin cunoscute, pe cont propriu să descoperim un deal, o vale, istoria unei râpi. Cred că pentru mine cumva toate călătorile astea au fost o mică descoperire. De exemplu, că există un revers, un fel de o parte ascunsă a Orheiului Vechi, pe care noi nu știm Orheiul Vechi, dar dincolo de Orheiul Vechi, adică în satele din spate, sunt niște priveliști la fel de încântătoare ca și cele de la Butuceni și Trebujeni, poate chiar și mai spectaculoase. Și la fel ne-am dat seama că atunci când noi ne planificam o călătorie, ne gândeam, luam așa un sat, să zicem Răscăieți, că aici am trecut pe lângă Răscăieți. Ce putem vedea acolo? Și în fiecare sat puteam găsi cel puțin vreo 10 locuri pe care am putea noi să le vizităm. Și descoperirea asta m-a dus cu gândul la aceea că de fapt fiecare sat din Moldova ar putea să ascundă niște locuri pe care noi am putea să le vizităm. Bună oară acest sat în care noi ne aflăm acum. Cred că asta o să-și aduc aminte din această pandemie, faptul că au avut mai mult timp de a se juca cu părinții, inevitabil lucrul ăsta, pentru că dacă stai cu copiii acasă nu poți să faci abstracții de ei. În orice moment vin la tine și îți spun că uite, trebuie să le repare o jucărie sau vino să stără ce am desenat. Așa fieți frumoasă, noi avem pe Nistru. Da, uitați și pune. Dacă vreți, puneți mâna pe apă, îmi spuneți-o mai încet și ori, domnul, puneți mâna pe apă și oară, bine? Nu ne atingem de partea asta și nu îmblăm prin barcă, bine? Atât de mult comunicare cu copiii n-am mai avut de foarte mult timp și am simțit că relația noastră a crescut într-o lună cât n-ar fi crescut înainte 5 luni, știi? Eu mi-am dat seama că pot să stau cu familia și asta să fie o plăcere nesfârșită. Ceea ce mă speria la început, că mi se părea că începem să ne sufocăm cu prezența unul pe altul, mi-am dat seama că asta poate să fie atât de frumos.